Salutare și bine ne-am găsit la un nou episod din Artea de a fi barman. Eu sunt gazda voastră, Mihai Petcu, și astăzi vom vorbi despre Bacău. Pentru cei care nu ați fost în Bacău și nu ați fost în Berăria Valhalla, ea este situată undeva prin centru. Este un loc foarte, foarte mare. Și din momentul în care intri acolo o să-ți dai seama că este altceva, conceptul este gândit altfel, barul este diferit față de orice alt bar în care am fost eu la noi în țară. Sunt patru băieți acolo foarte bine pregătiți, sunt băuturi foarte bune. Dacă aveți drum încolo, mai ales acum după ce s-a relansat nou meniu, pentru că ăsta a fost și scopul, să gândim un meniu nou pentru cei din Bacău. Mai ales acum aveți încă un motiv în plus să mergeți acolo și să vedeți ceea ce au pregătit băieți de acolo sub stricta îndrumare a lui Andrei Bertalan. Hello! Ne-am pornit la drum, acum mergem spre Bacău. Ne așteaptă un weekend interesant la Valhalla. Mergem la invitația lui Andrei Bertalan. Andrei, mulțumim de invitație! Sperăm că o să-ți placă ce o să facem acolo și la cât mai multe evenimente de genul ăsta, iar voi rămâneți pe fază pentru că o să urmeze un interviu interesant cu Andrei Bertalan, unul din fondatorii bartendingului local din Bacău, și pe lângă asta o să facem și un episod super fain cu ceea ce se va întâmpla acolo. Cheers, pa! Dar în același timp care să fie ușor de făcut, să arate bine și să fie bună la gust. Eu zic că am reușit să facem acest lucru acolo, având în vedere că toți oaspeții care au venit acolo au fost foarte plăcut, impresionați, chiar spuneau că nu se așteptau ca în Bacău să găsească așa ceva. Ei bine, dragi oaspeți din Bacău, de acum să vă așteptați, pentru că deși eu am plecat de acolo, rămân băieții, rămâne Andrei Bertalan și echipa sa de barman și mai departe vor putea duce acest nou meniu care a ieșit deja. Vor putea să-l ducă la alt nivel, pentru că băuturile ce vor fi pe acel meniu sunt diferite față de orice local din Bacău. Chiar am făcut și un tur al barului prin Bacău, am fost în toate cluburile, barurile și localurile unde se mixează băuturi și asta a fost și intenția, să facem un meniu diferit față de ceea ce se găsește în Bacău, nu mai bun, nu mai rău, ci pur și simplu diferit. Cei care mă urmăriți de ceva vreme știți că îmi place cuvântul ăsta diferit și întotdeauna aș alege cuvântul diferit decât ceva care să fie mai bun sau mai rău. Toate aceste trei băuturi au fost foarte diferite, una față de cealaltă, pentru că fiecare a avut o bază alcoolică diferită. Prima băutură a fost pe bază de gin. Nu știu dacă sunteți la curent cu Christie's Gin, face parte din portofoliul Heineken și acum se găsește și în zona Bacăului și a Moldovei. A doua băutură a fost pe bază de whisky. Iarăși Johnny Walker Blender's Batch, o ediție nouă, sau mai bine zis proaspăt apărută în portofoliul PPD România, iar a treia băutură a fost pe bază de Tatrati,
faimoasa băutură care a luat cu învăluire sau prin învăluire piața barului din România, pentru că aceste produse la Tatra le vedem la toate festivalurile, la toate concertele, orice lucru mare de genul acesta are și Tatra. Ingredientele din aceste rețete au fost pregătite prin metode speciale. Am avut un sous vide unde am gătit majoritatea ingredientelor. Am avut și ingrediente care nu se găsesc la noi în țară, dar am avut și ingrediente care se găsesc la noi în țară și nu se folosesc decât în scop farmaceutic, de exemplu gălbenele. În lumea barului, gălbenele sunt folosite foarte, foarte puțin, cel puțin la noi, și de aceea am să schimbăm puțin roata și să oamenii să vadă că se pot face băuturi delicioase și cu gălbenele și ingrediente de genul acesta. Vedeta serii, ca să zic așa, ci colegii noștri Băcăoani, Andrei Bertalan și Moco. Îl găsiți pe Facebook sub numele de Eduard Florin Moco Ondureanu, nu știu de ce are numele ăsta așa complicat, când era mai simplu să pun Moco. Iar băieții au făcut un show de flair, un tandem. Dacă nu mă înșel, cred că este primul tandem făcut vreodată în Bacău. Adică ei doi sunt cei care au făcut pentru prima oară un tandem pe partea de flair. Dacă vorbim la nivel național, au mai fost niște colegi de-ai noștri care au făcut tandem și în concursuri, dar și în show-uri, dar în zona Bacăului, ei doi sunt cei care au făcut pentru prima dată acest lucru și în seara aceea au făcut un show de flair pentru noi și vreau să zic, chiar am fost plăcut impresionat pentru că eu îi cunosc din punctul zero, din momentul în care ei s-au apucat de flair. Ei au mai venit pe la Brașov la câteva cursuri de ale mele, dar acum s-au concentrat strict pe partea de flair și știu exact de când s-au apucat, de când au luat prima sticlă și primul tin. Și vreau să zic că orice se poate, că m-a întrebat cineva dacă poate să fie oricine flair tender. Da, poate să fie oricine care vrea să învețe, care are răbdare și care muncește. Și practic s-a văzut în rutina lor că au exersat și că își doresc foarte mult acest lucru. Și mai ales că luna viitoare este finala de la Roadhouse din Londra și vor fi și acolo în calificări. Cu ocazia asta, băieți, vă țin pumnii și sper să faceți o figură cât mai bună acolo.
cam asta a fost activitatea mea de acum două săptămâni de la Bacău. Dacă vreți să gustați noile băuturi din meniul Berăriei Valhalla, vă invit să mergeți acolo, iar băieții vor fi mai mult decât bucuroși să vă prepare aceste cocktailuri. Așadar, noi ne întoarcem la oile noastre, cum s-ar spune, și o să vă povestesc despre viitoarele evenimente care vor avea loc în lumea barului din România. Campari Barman Competition revine cu un nou format, cred că îl cunoașteți de anul trecut. Practic, acest concurs se întâmplă în fiecare an și de data aceasta cei de la PPD România ne-au spus că s-a schimbat puțin formatul, în ideea în care cel care va câștiga concursul în România va apuca să și participe la finala mondială. Anul trecut, colegul nostru Lucian Turcu a luat locul întâi, bravo Luci, doar că din păcate nu a ajuns să participe la finala mondială, a fost o chestie de timeline acolo, nu s-au sincronizat. Dar de data aceasta România va putea să participe și la finala internațională. Așadar, dacă vă place Campari, dacă sunteți pasionați de arta barului, dacă vreți să preparați un cocktail delicios cu această băutură, intrați pe pagina lor de Facebook și vedeți acolo mai multe imagini, mai multe detalii despre această competiție. O să las și eu jos în bara de descriere un link către site-ul lor oficial, unde puteți să citiți regulamentul și să vedeți ceea ce aveți de făcut pentru a câștiga. Mai mult decât atât, Campari România are un nou brand ambassador, Vitalie Petru Burlacu va fi cel care se va ocupa de acest lucru. El va fi instrumentul celor de la Campari. Practic, dacă îl vedeți pe stradă, folosiți-vă de la maxim, trageți de el și întrebați-l despre concurs, puneți absolut toate întrebările necesare pentru a putea performa cât mai bine în acest concurs. Luna viitoare va fi ultima etapă din cadrul concursului Maraton, organizat de către cei de la Pernod Ricard România. Iar dacă nu ați apucat să vă înscrieți până acum, venim cu o mică surpriză, de fapt vine cu o mică surpriză, eu doar vă comunic acest lucru. Ultima etapă, cea care va avea ca și vedetă principală Roma Havana Club, va fi de fapt o etapă care va face parte din concursul internațional Havana Club, iar este un concurs internațional care se organizează, dacă nu mă înșel, o dată la 2 ani. Iar de data aceasta România este eligibilă să participe, așadar cine va câștiga etapa de luna viitoare de la București va merge în semifinala concursului Havana Club. Mai mult decât atât, pentru că acest concurs prevedea trei jurați, Mihai Luca, Alex Ciomărtan și Ionuț Frangulea. De data asta vor fi patru jurați, iar a patra persoană va fi Mimi Sanchez, brand ambassador global de la Havana Club. Acum rămâne să vedem exact regulamentul pe care se va concura. Am înțeles că o să fie ușor diferit și încă nu știm sigur dacă cei de la Pernod Ricard România vor permite barmanilor care au câștigat deja o etapă să poată câștiga și a șasea etapă, pentru că regulamentul prevede că odată ce ai câștigat o etapă, nu mai poți să câștigi a doua etapă, chiar dacă ai punctaj mai mare, chiar dacă ai punctajul cel mai mare sau ai un punctaj egal cu locul întâi. Practic, cine ia locul întâi primește o excursie în țară gazdă, dar luna viitoare s-ar putea să schimbe puțin acest lucru, fiind și un concurs internațional, s-ar putea ca cei de la Pernod Ricard să permită tuturor barmanilor să câștige această etapă. Așadar, luați rețeta voastră preferată cu Havana Club, începeți să lucrați pe ea, creați-vă un discurs, o poveste și sper să ne vedem acolo în București. Pe data de 18 și 19 octombrie va avea loc un eveniment interesant în București, se numește Smart Drinks of Bucharest. Practic va fi o întâlnire cu mulți profesioniști din domeniu, oameni de vânzări, maestri distileri, barman și cam toți cei care ocupă o poziție în industria noastră a băuturilor. Și va fi un eveniment ce se va derula pe parcursul a două zile, un eveniment organizat de către cei de la Smart Drinks. Se va ține la Linea, noua bijuterie a Bucureștiului, dacă putem să spunem așa.
Va fi un eveniment foarte interesant. Dacă aveți timp și ocazia, recomand să mergeți acolo, mai ales că vor fi invitați un număr mare de profesioniști din afară, iar și maestri distileri, oameni care asta fac de cel puțin 15-20 de ani, deci e o ocazie bună să îi vedeți, să stați de vorbă cu ei, să degustați băuturi bune și, de ce nu, să învățați lucruri noi. Așadar, dacă vreți să aflați mai multe detalii, intrați pe Facebook, pe pagina smartdrinks.ro sau pe site-ul lor www.smartdrinks.ro. O să las oricum și eu în bara de descriere, o să las un link. Așadar, nu aveți niciun motiv să lipsiți de acolo. Cam asta a fost pentru astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, un share și, de ce nu, un subscribe. Doar așa vom putea fi mai aproape. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa. Noi mergem acum să ne facem bagajul, pentru că plecăm la Bar Convent Berlin. O să filmăm acolo exact ceea ce se întâmplă și o să revenim cu detalii pe săptămâna viitoare și cu un nou episod din Arta de a fi barman. Țineți aproape!